Știm cât de important e proiectul tău verde. Pentru producătorii fericiți există hectarul.ro, unde găsești mii de soluții pentru proiectele tale și multe oferte. Un hectar de soluții pentru casa, grădina și ferma ta. Facem intro, dar am înțeles că va fi o emisiune interesantă, deci n-are rost să vorbim foarte mult noi, să vorbească invitații. E atât de bună emisiunea și eu zic să nu mai facem nici intro. Invitații sunt. Invitații și emisiune. Bun, să dăm drumul. Mă numesc Liliana Peros, sunt directorul comercial și unul dintre asociații companiei Amia International, cu sediu în Otopeni. Îmi desfășor activitatea în domeniul horticulturii, deci funcționez în acest domeniu de peste 25 de ani. Pasiunile mele în viață pot să spun că sunt familia mea și cei trei copii, soțul și cei trei copii ai mei. Îmi place natura, îmi place să citesc, îmi plac oamenii, iar de la pregătirea mea până la domeniul în care funcționez astăzi, este o cale destul de lungă, dar sper că ne vom prezenta mai târziu. Florian Ciolacu e în fața noastră, director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, cu o istorie scurtă în agricultură, dar foarte intensă pentru generarea și crearea de proiecte strategice și echipe care să le urmărească. Firul profesional al vieții mele, care a trecut prin diplomație, profesorat, cercetare, tehnologie avansată și acum agricultură, are un punct comun. Țara românească care poate să se transforme în ceva mai bun, în versiunea ei mai bună. Cred în oameni, îmi iubesc familia, trăiesc prin familie, iubesc locul de la țară unde îmi petrec timp lucrând pământul. Iubesc tehnologiile avansate, cărțile science fiction, să călătoresc prin lume și slavă Domnului, Dumnezeu mi-a oferit din plin posibilitatea asta. Adun în jurul meu oameni și generăm împreună o energie care schimbă lucrurile în bine. O să începem emisiunea de astăzi Verde Înghete, doamnelor și domnilor, făcând așa un pic de rimă. Domn Mihai, am ajuns în luna mai. Luna bună de pescuit. Luna bună de pescuit, de ce vrei, dar am ajuns cu edițiile, vezi, până acum, începute de Crăciun. Ai mâncat cireșe până acum? Cireșele de mai nu prea îmi plac, cele pietroase de iunie îmi plac, dar o să vorbim de horticultură astăzi. O să vorbim de horticultură, o să vorbim de fermier, o să vorbim de tinerii fermieri, pentru că aici e un domeniu care este extrem de interesant și pe care eu îl apreciez și noi la AgroTV dăm importanță tinerilor fermieri pentru că ei sunt viitor. Așadar, astăzi, după cum am văzut, doi oameni extrem de interesanți, trebuie să vă spun, cu un CV, fiecare dintre ei, extrem de bogat și interesant. Ce au început să facă și ce au fac acum e un pic diferit la fiecare și o să vedeți de ce. Să rămână Liliana. Liliana Peros, bonjour. 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 Uite, grasează mai bine ca mine, da? Și Florian Ciolacu. Florian, bine ai venit. Te salut. Ai făcut limba franceză salut, și tu? Hai, ui. Da? Și am făcut franceză, dar să știi că nu mai știu multe franceză. Da? Da, aveam, apropo de poveștirile cu poveștirile, că era cineva cu poveștirile, cu profesorul meu de franceză, era un tip foarte dur, așa, îi spunea șeriful. Așa, și când mă scotea la tablă, bineînțeles că îmi plăcea franceza, dar nu atât de mult, pe cât credea el. Mustașez chiotuie, pentru că aveam mustață de NAC, și mă trecea la tablă, sang, și cum se termină? Era suficient. Mersi. Și cum se termină? Dar cum se termină ca note? Sau cum era? Nu, pe franceză, limba franceză am învățat-o, îmi plăcea foarte mult. La gramatica, cea cultura, dificilă ca limba română, normal, dar până una alta, ca orice domeniu, de fapt, și că limba franceză, limba română și uite, orice domeniu, apropo de agricultură, horticultură, dificil, la voi cu fermierii și cu asocierea și cu tot ceea ce încercați voi să duceți plus valoare pentru tinerii fermieri, pentru că asta faceți, de fapt, prin programele pe care le aveți, dificil.
Dar nu asta este cuvântul de ordine al acestei emisiuni, Verde Înghețat. Este o emisiune la care noi vorbim multe lucruri interesante despre voi ca și indivizi luați așa și despre proiectele voastre, pasiunile voastre și, bineînțeles, despre, spuneam, acum faceți ceea ce nu făceați la început. Liana, tu ai început ca inginer chimist? Da, mi-am făcut și stagiatura chiar, am urcat. Ce vrei să fii eu? Că nu pot să compor cu cea mai bine, mare chimistă pe, pe vremea aia eram toți, vreau să lucrăm în parfumuri, învisam, eram în, de altfel și secția pe care am făcut eu, am făcut organică, deci... Aha, și ce parfum vrei să inventezi sau să faci? Cum să-l numești? Acum se leagă puțin, pentru că ador plantele și le simt tot timpul, deci eu cred foarte mult în plante și mă ajută. Într-o zi, cred că când am început eu să iubesc cel mai mult plantele, îmi place similitudinea între oameni și plante. Deci dacă știți că principalul compozant al plantelor este clorofila. Corect. Principalul compozant al omului este hemoglobina. Și dacă o să vedeți, o să căutați structura chimică a clorofilei și a hemoglobinei, o să vedeți că diferența între plantă și om este nesemnificativă. Și chiar ne putem juca ca și chimiști, dăm magneziu acela din mijloc. Ce înseamnă să asociezi, de exemplu, o plantă cu un om sau un om cu o plantă? Tocmai asta este. Eu acum, după, cred că dacă aș fi mai tânără, aș începe să fac cercetare. Deci mi-am găsit acum pasiunea. Să mai tânără, se poate face cercetare la început. Cercetarea înseamnă și foarte mulți bani. Și cred că asta ar fi una dintre pasiunile pe care n-am făcut, le-am descoperit mai târziu și n-am avut timp încă să le fac. Nu, dar fac cercetare, atenție. Încă mai încă fac, deci sunt la... Da, cred că vă referiți la acel laborator molecular, cred că la asta... Exact, deci okay. Eu mi-aș dori ca în România să există un institut în care să adun diferitele corpuri de meserii, știți? Adică să ai și fizicieni, să ai și chimiști. Aici l-ai nimerit? Să ai, deci toți în același conglomerat. Un centru de excelență. Că, un centru de excelență. Pentru că mi se pare că toate lucrurile sunt rupte. Medicina, ok, e medicină, chimistul e chimist, dar undeva se rupe ceva între... Păi uite, pentru aceste... că ne-a fost chimist, ne-a fost fizician, pe Splaia aici în București, există două institute. Institutul Licechim de chimie și Institutul de fizică nucleară. Nu știu dacă dacă merge la cel de fizică nucleară, e o ruină. Se scufundă efectiv în pământ. Dar și în horticultură este același lucru. Sunt foarte multe care sunt... Adică sunt în ruină. Hai să vedem, pentru că discuția va fi interesantă și venită la zi. Ți-ai dorit dintotdeauna să ajungi, nu știu, să inovezi, să cercetezi și să faci, pentru că lucruri pe care asta cu inovația o să fie comun la amândoi în discuție. De exemplu, spuneai de parfum și nu te las până nu spui ce fel de parfum ai fi vrut să faci, să-l denumești într-un anumit fel. Pot să vă spun parfumul pe care îl folosesc, dacă vreți. Nu, că ne reclamă la... Dacă ne spui trei. Ok, glumesc. Ok. Nu, dar sunt foarte multe. Deci eu cred, v-am zis, și nu neapărat în parfumuri. Acum cred și în puterea vindecătoare a plantelor. Deci sunt meserii care mie îmi pare rău că au dispărut. Știți, fitoterapeuții, botaniștii care sunt, nu știu, am impresia că pierdem undeva Dumnezeu. România a avut o tradiție aici. A avut o tradiție și Dumnezeu cred că ne-a dat foarte multe lucruri. Oricum, limbajul meu de acum și gândirea mea de acum, de la 50 plus, cu cea de la 20 se schimbă. La adică toți e așa, sunt sigur că la toți e așa. N-aveam nicio legătură cu... Deci tot ce poate, lucruri pe care le am acum și mi-aș dori să le fac la 20 de ani era o corvoadă. La 50 de ani mi-am început un doctorat, adică și nu-l fac. Asta am crezut că mă va obliga mai mult să studiez și să mă disciplinez în cercetare, pentru că fiind o pasionată prin structura mea, când mă apuc să citesc ceva, după care n-am o limită. Adică intru și cred că mi-am dorit să trăiesc în epoca aceea în care nu erai obligat să faci fiecare facultate ca să poți să-ți faci o pasiune. Știți că studiau medicină, după care arhitectură, după... Acum, din păcate, suntem limitați pentru că avem o viață în care nu putem să le studiem pe toate. E interesant ceea ce spui tu și lucrul ăsta îl trec și dincolo cu inovația, pentru că iată, Florian, tu ai terminat Universitatea București fizică. La un moment dat ai făcut și studii post-universitare. Am făcut dosarul, să știi, foarte bine, la fiecare dintre voi. Mai mult decât atâta, te-a atras foarte mult zona de diplomație. Pentru că, trebuie să știți, doamne și domnilor, Florian chiar a lucrat ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe și nu oriunde, în relația cu ONU și cu diplomația
Multilaterală. Ce înseamnă diplomație multilaterală acolo? Asta eram în curiozitate când am văzut. Înseamnă tot ce nu e bilateral, adică diplomația aplicată relațiilor între două state, ridicată la nivelul structurilor internaționale recunoscute, organizații ONU, Comisia, Uniunea Europeană e o structură multinațională. Diplomația e cu totul altceva decât diplomația bilaterală, cu totul altceva. E un fel de parteneriat? Background-ul diplomatic al celui care face lucrul ăsta, al numitului diplomat, e similar, diferă poate aprofundarea unor elemente specifice țării unde este alocat să lucreze. Caz la caz sau de la țară la țară, ca să spunem așa. Multilateral, ceea ce diplomatul este dispus să investească, se duce pe zone specifice, probleme care sunt transversale, să zic așa, probleme de securitate, probleme de proprietate intelectuală, probleme de cercetare, probleme de societate informațională, lucruri care se reflectă. Asta e perioada de la Geneva în care chiar ai lucrat pe zonele astea și de fapt ai lucrat, ai fost parte din ceea ce se întâmpla acolo, telecomunicații, proprietate intelectuală, TAD-ul, apropo. Am o întrebare aici. E acum... Ele cu întrebările, ca să știți? Nu, dar sunt curios. E un film acum foarte cu mare succes la nivel global, se numește Diplomata, pe Netflix. Nu știu dacă l-ați văzut, l-ați văzut. Am văzut o dezbatere acum cum că acel film numește foarte bine anumite cutume diplomatice, dar ca și activitate diplomatică nu le prezintă așa cum nu le reflectă cum nu le reflectă, da. Întrebarea mea este diplomație plictisitoare? Oh, nu. Există două profiluri în care îți exerciți profesia asta. Unul e în centrala Ministerului de Externe, unde lucrurile se desfășoară pe o anumită procedură și într-un anumit fel, și unul e la post. Aș spune că cele două forme de lucru sunt destul de diferite. Da? La post, adică alocările astea pe termen lung într-o misiune diplomatică, înseamnă în primul rând o cultivare a ta pe problema specifică pe care ești alocat, o pregătire extraordinar de importantă. Adică înveți tot timpul. Înveți tot timpul, te informezi și apoi este extraordinar și fac legătura cu filmul, capacitatea personală de a crea relații care să permită construirea unor scenarii care să ducă la rezolvarea unor situații. Diplomații nu sunt ultimii decidenți în soluțiile pentru problemele care apar. Ei sunt parte dintr-un proces în care există decidentul, nu, politic sau administrativ central, care îi pregătesc care, până acolo care, și dau da, soluții. Dar ce se întâmplă în film, aș duce în altă direcție analiza, dacă... Păi eu nu m-am uitat, să mă foarte curios. Spune că vorbește despre un proces de transformare al relațiilor instituționale între corpul diplomatic și decidenți, între corpul diplomatic și agenții. Într-un mai activ, mai energic. Și într-o modificare a rolurilor și o reașezare a unor proceduri. De ce? Credeți că e necesar pasul ăsta? Eu cred că e inevitabil. Și eu zic la fel. Practic, ce vedem este că problemele se desfășoară cu atâta rapiditate, iar desfășurarea lor poate să ducă la rezultate extrem de complexe, astfel încât implicarea și la nivel uman, prin punțile astea de legătură pe care diplomații le construiesc și prin știința de a vedea partea plină a paharului, de fiecare dată ăsta spune că e cuvântul ăla care definește diplomatul, evită în cazul unor situații grave punerea lor în operațional, adică dintr-o ceartă, într-un război, și valorifică condițiile existente pentru a câștiga ambele părți. Da. Deci, focusul filmului și mesajul, și urmăriți că sunt mai multe filme recent apărute, este focusul acestui film, dar nu discutăm despre film, este spre a arăta
că se reașează valorile în societatea actuală, tehnologia e prea sus față de capacitatea omului de a se adapta la ea, informațiile sunt prea multe, disponibilitatea acestor informații e un blocaj și prin urmare e nevoie de o reașezare între raportul politic, profesionist, corpul profesionist, fie din agenții, fie în cazul ăsta din corpul diplomat. Dar blocajul ăsta de care spuneți, nu cumva e și în agricultură? Ba da, nu, și ce spuneți dumneavoastră, îl simțim, eu consider că și stresul în care trăim acum, asta i-am dat explicația, stresul acesta permanent și zilnic, pentru mine și a fost absolut aceeași analiză pe care am zis, totul știți că acum 20 de ani, 30 de ani, când începeam activitatea, mergeai la bancă, ajungeai, mai mâncai, mai beai ceva mai pe drum, mai vedeai dacă ai bani în cont. Acum totul este atât, iar capacitatea noastră, mentală și fizică, pur și simplu... Cine, asta e de vină? În parte, nu, da. Nu știu dacă putem să spunem. În ceea ce da. Interior, dar cred că... Inteligența artificială până la urmă și tot ceea ce e... Cred că inteligența artificială și medicina, ca și cercetarea, poate fi folosită în scopuri bune sau nefaste. Sau negative, adică, bad or ever. Noble, da. Nu orice e mult înseamnă că e bun, exact. Nu orice acces de plin înseamnă că îți aduce beneficii, nu orice libertate. Corect. Te-a ajutat foarte mult perioada aceea pentru că tu ai venit pe urmă în ce structură în care trebuia să lucrezi cu oameni. Foarte mult. Adică ai mers de acolo după ce ai fost și o să mai discutăm apropo de niște lucruri din CV-ul tău, dar ai venit la Siveco, ai venit la Agricabor și acum ai și funcția aceasta de director executiv la Clubul Fermierilor Român pentru Agricultură performantă. Performantă. Chiar tocmai asta era interesant. Performantă. A fost o decizie. Am fost profesor de fizică un interval de timp într-un liceu extrem de prestigios de aici, din București, într-un colegiu național. Am învățat foarte multe și mi-am dat seama că desfășurarea mea viitoare va fi pe relația cu oamenii. Și apoi tot ce eram ca pregătire în facultate și gândisem ca o carieră, cercetare, biofizică, de cercetare bionică. Tu. Am făcut 5 ani de fizică la Măgurele, pregătindu-mă ca cercetător în biofizică bionică, cu stagii la un laborator de medicină nucleară și cu lucrări care utilizau aplicații informatice ca să dea rezultate, să interpreteze rezultatele unor analize medicale. Lucrurile s-au zdruncinat foarte tare în 1990. Am fost profesor, apoi am fost cercetător într-un institut de cercetare și parte dintr-o echipă de reformă a educației cu Banca Mondială. A fost extrem de interesant și apoi Ministerul de Externe cu diplomația multilaterală și încercând să învalorific background-ul ăsta științific și atunci m-am dus către zone care aveau și tehnicitate și viitor, pentru că o definiție, să zic așa, apropo de firul pe care spuneam la început că l-am urmat, a fost de a crea astăzi scenarii care, pe care viitorul să se alinieze. Și până foarte... în 2030, era, citeam la un moment dat un articol de tine, vă gândeați cum va arăta până în 2030, cam ce se va întâmpla cu agricultura mai României. Mai putem face scenarii acum? Adică la câte... Uitându-ne în jur, da, dar nu știu dacă adică mai putem gândi atât de mult în avans, în condiții în care avem, dacă luăm doar ultimele 12 luni, avem niște creșteri de materii prime, scăderi de materii prime, avem conflicte adică care cum, apar. Cum simțiți și la voi ca și sunt procese mari, sunt procese mari pe care le urmărim, le cunoaștem la nivelul unor informații relevante care să ne arate desfășurarea lor, adică unde, cum va fi un proces de felul ăsta. Mâine când zic procese, vorbesc de la lucrurile care într-adevăr par în zona destul de puțin predictibilă, schimbări climatice, mă refer la cele legate de agricultură. De agricultură, bineînțeles, da. Apoi tehnologia care
avansată cum este și aduce mai multă atenție către agricultură, vedeți din ce mai multe aplicații pentru agricultură, date, informații, se vorbește de o putere egală a valorii informațiilor și a pământului și a ce părea acum câțiva ani destul de ciudat. Și revenind apropo de scenariile astea, practic suntem obligați. Deci orice secunde câștigi prin semnalarea unui cutremur salvează vieți. Salvează vieți. Corect. Asta facem și noi. Orice înțelegem din procese care, pe care le anticipăm în desfășurarea lor, le transferăm în formă inteligibilă, să zic așa, către antreprenorii din agricultură pentru a se pregăti să facă față unor situații și vorbim de lucruri clare, politica agricolă comună, pactul ecologic european și atunci să nu fie luați prin surprindere. Iar pentru procesele complexe, volatilitatea asta, materii prime, resurse, energie, oameni, așa, lucrurile astea încercăm să le urmărim acolo unde putem să influențăm și să le influențăm acolo unde chiar există condiții. Și locul în care putem să influențăm e la nivelul principiilor, valorilor, proceselor și oamenilor. Și mă întrerup un pic, două secunde. Nevasta a spus de cercetare, nevasta a spus la principii și la cercetare. Și eu am o întrebare aici. Nu vi se pare cumva că trăim în țara în care nu investim în cercetare? Importăm tehnologie din jurul nostru, din țări unde se investește în cercetare. Nevastă, investiți acum în Clubul Fermierilor în informații pe care multă lume o ignoră din ceea ce spune. Da, informația e importantă, informația e necesară. Nevastă, investiți în, și spuneați că v-ați dori în cercetare. Și, și fac cercetare, și adică oricum facem. Nu cumva, dacă ne uităm la domeniul agriculturii, tocmai aici cred că avem una dintre cele mai mari probleme. Unul, cercetarea, și a doua, capacitatea de a analiza și de a lumega, scurați-mi exprimarea, informațiile atunci când trebuie, la momentul potrivit? Vreau să vă zic că, după părerea mea, dacă nu vom face ceva în cercetare, eu am un scenariu mai pesimist din punctul ăsta de vedere. Am spus tot timpul că dacă nu vom face ceva în cercetare, nici nu o să mai avem limbaj comun cu restul Europei. E foarte posibil, da. Da. Deci sunt foarte dură când fac aceste afirmații. Adică când spun că nu mai ai limbaj cu cineva, înseamnă că pur și simplu falia, ruptura este... Iar acum, sinceră să fiu, eu cred că aș investi într-o politică, aș trimite cercetători pur și simplu pe banii noștri. Cred că așa ne mai putem, pentru că distanța, începem să ne distanțăm atât de tare de restul, încât cred că soluția acum ar fi să uităm totul, să-i trimitem. Știți cum au procedat și chinezii în prima de foarte mulți. Să-i trimită statul sau privatul? Că așa e ce e important. Nu, asta până la urmă, cercetarea, depinde că sunt două tipuri de cercetare, publică și cea privată. Cercetarea adică așteptăm la stat să facă ceva? Este costă foarte scump și asta este doar pe banii statului, nu pot să susțin o cercetare. De ce credeți că în România cercetarea este monopolizată? Știu că te întrerup. Nu, două secunde, o întrebare. Păi da, dar trebuie să ieșim. Știu, dar de ce? Pentru după pauză. Să răspundă, nu? Oricum o să pui întrebarea din nou. De ce în România cercetarea este monopolizată de stat, care o ține acolo, blocat? Da, pentru mine asta n-am înțeles-o și nu înțeleg. Pentru că tot timpul... Încercați să o înțelegem după pauza publicitară? Ok, ok. Da, atunci. Mulțumesc. Pauză publicitară. Cât de important e proiectul tău verde. Pentru producătorii fericiți există hectarul.ro, unde găsești mii de soluții pentru proiectele tale și multe oferte. Un hectar de soluții pentru casa, grădina și ferma ta.